Centrul Cultural Pitești a organizat un nou spectacol de teatru scurt, susținut de recent înființata trupă de teatru Sens Unic, coordonată de actorul Andrei Pătru. Dacă la început era formată din Andrei Pătru, Gabriel Bacria și Gabriela Pap, acum trupa s-a îmbogățit cu încă doi tineri atrași de miracolul scenei. Este vorba de Georgiana Panaitescu și de Gabriel Vasiliu. Sub genericul caragiale în peisajul contemporan, inimoșii actori au interpretat cu talent fragmente din mereu actuala opera lui Nenea Iancu. Veto! Nu, lasă-mă, ce folos! Câtă fericire am avut într-un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, numai voi. Mai bine mi-este așa. Și eu? Eu ce să fac? Ce fac și eu? Învățul are și dezvăț, nu știi dumneata? Lezne din gură! Dezvățul are și dezvăț. Îi scoți lumânul unui ochi și după aia îi zici lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă eu nu-i vrea să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai? Nu o să moară nimeni de asta. Dar dacă eu o-i muri, vezi dumneata, pușta asta! Chiriac! Nu te lasă-mă! Lasă-mă! Nu te las, Chiriac! Nu te las, ești nebun! Da, sunt nebun! Firește că sunt nebun! Dumneata m-ai nebunit! Dumneata să-mi tragi păcatul! Câte gânduri și dor marți pe mine nu mă întrebi! Dar tu pe mine nu mă întrebi! Nu mai voi să știu de nimic! A vrut să mă omoră din aur, dar ți-am văzut un braț când peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz odată, că ai să mor lângă tine cum am trăit. Bonsoir, Mache. Bonsoir, Lache. Ai venit de mult, Mache? Am venit de 10 minute, Lache. Eu bere, Lache. Ia-o, Mache. Stai jos, Lache. Mersi, Mache. Dar ce ai? Te văz cam... Nu prea am chef. Am stat azi noapte pe ziua, Cosma. Până la ziua. Opa, cu cine? A, cu niște amici. Am vorbit foarte mult de tine. Da? Cam ce? E, mai nimic. Freacuri. Nu știi cum sunt oamenii, nu știi. Adică mă vorbea de rău, nu știu, da? Uite, vezi? Ăsta e cusurul tău. Exagerezi. N-ai zis tu. Ce-am spus eu? Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea, să nu îndrăznească nimeni să-ți facă o critică fie cât de mică. Uite, vezi, ăsta e cusurul tău. S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și ghiță numai tine. Fănică, Fănică, ne amenință o nenorocire grozavă. Taci, că vine cineva. Auzi? E ghiță, desigur. Suma! Cine e ăsta? Ce poftești, dumneitale? Eu sunt are răsul. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Da, și ce mai să spun cum mă cheamă? Vorba e, sunt are răsul? E turmentat? Dracu să-l ia, intră aici toți bețivii, toți nebunii, toți tâmpiții, hai de ieși, ieși odată. Nu sunt pe mine. Ah, că ne cunoaște cu anujiți. Mă cunoaște cum o Zaharia de 11 februarie. Nu-i ține la-mi tot naiva tale. E din societate. Dar vorba e. Eu, are rătul. Eu am trompitat. Eu cu cine votez? Trimite-l, Fănică! Dă-i drumul, e amintit de tot. Fii bun, cetățeni, hai că vorbim altă dată despre subiectul ăsta. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da. Adu-mi. Adu-mi tare. Adu-mi tare că te... Adu-mi tare că te coala juiți. Am găsit-o altă seară. Când veneam de la antrenament, fost idee de la altă seară până azi dimineață să țin într-un chef. Mizerabilule! Lasă-mă, nu vreau să vedem! Nu azi, care să lasă-l, Fănică, să vedem! Lăsați-mă să vedeți! Când am găsit-o, de curiozitate, am desfăcut-o și m-am dus să mă ferinea să citesc. N-a apucat să-și vezi fără de subine și... Haas! Pe la spate de luna e față de cusură. Și? Ți-a luat? Ți-a luat-o? Aaaa!